Doamna Elena Mateescu, dumneavoastră ați avertizat că așa se va întâmpla, că e o perioadă foarte instabilă. Iată că s-a întâmplat în București, am avut acest cod. Haideți să vedem, doamna Mateescu, ce urmează pentru orele și zilele următoare. Se va mai întâmpla așa ceva în București și în altă parte din țară? Bun găsit, da, vorbim de perioadă favorabilă pentru producerea acestor tipuri de fenomene, pentru că temperaturile în creștere pe parcursul zilei, astăzi am avut în capitală 29 de grade Celsius, căldura acumulată asociată, așa cum am spus-o și în intervenția în emisiunea dumneavoastră ieri seară, acumulată cu o cantitate mai mare de umezeală în atmosferă, reprezintă ingredientele principale pentru dezvoltarea unor astfel de sisteme convective generatoare de furtuni, iată averse cu caracter torențial deosebit de puternice, însoțite de vijelii sau căderi de grindină. Avem deja consemnări ale cantităților de apă cu perioada avertizării. Prima avertizare de cod portocaliu pentru capitală, emisă în intervalul 17-20 până la 18, și pe măsură ce am observat din imaginile radar posibilitatea creșterii intensității caracterului torențial al precipitațiilor și asociate cu căderile de grindină, am crescut gradul de alertare prin emiterea codului roșu până la 18-30. Și mâine vorbim de temperaturi mai ridicate comparativ cu ziua de azi, pentru că mâine consemnăm în prima zi a debutului verii 2022 valori de până la 31 de grade și, cum spuneam și ieri seară, cel mai călduros interval, cel puțin din prima săptămână a lunii iunie, se va înregistra în intervalul 2-6 iunie, când ne apropiem de valori de 33 de grade Celsius și această cantitate mare de umezeală în atmosferă va genera și un disconfort relativ ridicat în special. Deci, doamna Mateescu, mi se pare foarte importantă această informație a dumneavoastră, și anume, mâine e întâi, aproape mai e un pic și e azi întâi. 1 iunie, se spune la mulți ani domnului Ciuvică, domnilor Chiriac, domnilor Pieleanu, e ziua domniilor lor. Deci, domnul Chiriac, mai ales, domnul, sărbătorește. Acum nu fiți invidios pe domnul Chiriac. Că acum eu înțeleg de ce e liber mâine în sistemul bugetar. Că ne considerați copii și pe noi ăștia mai de vârsta. Mie mi se pare important să rămânem copii toată viața. Doamna Mateescu, deci, avem așa. Avem 1 iunie mâine, adică aproape astăzi, și de pe 2 încep căldurile. Dar aici e ceva foarte interesant ce spuneți. De 33 de grade, dar cu umezeală foarte mare, noi vom resimți ca fiind mai cald de 33 de grade? Cu siguranță vom resimți ca fiind mai cald de 33-34 de grade, posibil să resimțim chiar 35 de grade, pragul unei zile de caniculă, pentru că mai multă căldură, așa cum spuneam, o cantitate mai mare de umezeală în atmosferă, generează un disconfort termic relativ ridicat. Dar pe parcursul după amiezilor nu excludem ca și în zilele următoare și mai ales în aceste intervale în care temperaturile sunt mai ridicate și caracterizează o vreme mai călduroasă decât în mod obișnuit, să avem manifestări de instabilitate atmosferică, să avem din nou averse torențiale însoțite de vijelii și izolat căderi de grindină. Dacă mâine este posibil să consemnăm astfel de fenomene în zona montană, în zona de deal, dar și în partea de vest, centru și nord a țării, pentru ziua de 2 este posibil să consemnăm și în regiunile vestice, sudice și sudestice ale țării. Așadar, în continuare ne vom bucura de valorile de temperaturi ridicate, dar pe parcursul amiezilor este posibil să consemnăm din nou la nivel local, sigur că da, în funcție de sistemele convective și datele pe care le vom avea, vom anunța din timp ceea ce urmează să se întâmple.